Dacă din glasul înghețat, în gloc de mormântare, a ieșit mugul diafan și a înviat o floare, cum să nu iasă din mormânt cel care crea pământul? Cum să nu fie învingător Iisus Hristos, cuvântul? Dacă de sub trei nereci, sub cerul ce omoară, pădurile înfloresc din nou în străi de primăvară, cum să nu iasă din mormânt în haina frumuseții? Chiar de sub lesme de cea grea, stăpânitorul vieții. Dacă prin sloii și pietri reci își poate firi cerul, înlăcrimat într-un potir prin pulgări hiocerul, cum să nu iasă din mormânt, din peștera sihastră, Iisus Hristos, cel care a creat frumoasă lumea noastră? Dacă în fiecare zi, la orizont răsare, în întunericul cel gros, în zare mândru soare, cum să nu iasă din mormânt cel ce ne-a dat lumina? Cum să nu-și arate slava lui cel care a creat retina? Dacă prin stinse galaxii închise printre stele, s-a prin pulsări, izbucnind în mii și mii de stele, cum să nu iasă din mormânt, din al morții chiare, cel care a lumii creator, cu slava iubitoare? Dacă din larme fără chip o să se ia, să se nască futuraș aripi mlădioasă, cum să nu-i scoată Iisus din mormânt? O să am putere pe toți ca săi biruitori în ziua de înviere. Amin.